Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Q-Dolls! Astăzi am să fac un Q&A legat de cărți, pentru că acum, aproximativ o săptămână, cred, am postat un anunț pe canal și am rugat să-mi puneți întrebări legate de cărți. Deci, da, așa că haideți să începem. Vreau să mă scuz, să zic așa, pentru că n-am mai postat de 5 zile. Îmi pare extrem de rău, n-am avut timp și nici chef, fără supărare. Sunt leneșă. și încă un singur lucru, vreau să vă mulțumesc pentru 105 urmăritori pe pagina mea de Instagram. Vă mulțumesc extrem de mult, mă bucur că ne strângem zilnic, cam 3-4 urmăritori noi. Și vă mulțumesc extrem de mult și da, cam asta e tot ce am vrut să zic. Acum haideți să trecem la întrebări. Ok, hai să găsesc comentariile. Nu sunt foarte, foarte multe, dar mă rog. Cosmin Tibucaru, care este cartea ta preferată? Păi, e puțin mai complicat. Ca și serie, îmi place foarte mult Harry Potter, știți asta. Îmi place și trilogia Regina Roșie, pentru că acum este o trilogie, a avut al treilea volum din Regina Roșie. Poate știți și voi. Dar ca și carte așa singură, nu știu, îmi place Love and Gelato, Vacanțe la Florența și niște cărți pe care le-am citit mai de mult, Imaginar și Misterul din Hanul Pungașilor de Kate Milford. Da, mă rog. Și câte cărți ai? După calculele mele, cred că am în jur de 30-31 de cărți, nu mai țin minte exact, dar cam pe acolo. Clubul Păpușilor. Care personaje îți plac din cartea ta preferată? Hai să mergem la Regina Roșie, pentru că, nu știu, poate este, cred că, cea mai populară dintre toate care sunt preferatele mele și poate le știți, poate știți mai multe personaje de acolo. Din Regina Roșie, cel mai mult îmi place de Mar, pentru că e personajul principal, și de Evangeline, pentru că este al doilea meu personaj preferat din Regina Roșie. Cam atât, pentru că îmi plac foarte multe personaje, dar ele ar fi preferatele mele. Diandra Vlog. Ai citit Matilda? Da, am citit Matilda. Cum ți s-a părut? Mi s-a părut o carte foarte frumoasă, o carte care merită citită, pe care vă recomand și dacă vreți, poate am să vă fac și o recenzie, nu ca și un canal de BookTube, dar totuși vreau să fac și câteva videoclipuri cu cărți, pentru că am văzut că sunt și cititori printre cutie-cioșii mei. Da, mi-a plăcut foarte mult cartea și vă recomand. Păpuși creative și AMV-uri. Care sunt cărțile tale preferate? Am mai răspuns. Câte cărți ai citit? 61 de cărți am citit. Adică citesc de când sunt mică, am citit foarte multe cărți de povești, poveștile acelea clasice, dar citit serios, citesc cam de vreo 2-3 ani, să zic așa, maxim 2 ani și am citit 61 de cărți până acum. Ea mai spune că este și apasionată de cărți, mă bucur. Ri sau R-I, câte cărți ai citit? 61. Alexandra Mermezan. Ai citit vreo carte Narnia? Am citit toate cărțile Narnia. Îmi place foarte mult, chiar am uitat să pun în topul preferat, nu știu, tot timpul uit. Deci, în topul preferat nu mai este și Narnia. Am citit acum destul de mult timp, am terminat toată seria prin vară, deci a trecut destul de mult timp. Volumul meu preferat este 2 și 4, dar toate au fost foarte faine și nu le am, le-am citit de la bibliotecă, dacă vă întrebați, deci da. Am Sebi, care este cartea ta preferată? Carte, nu serie. Păi, să mă gândesc de cele trei pe care vi le-am spus, cred că încă îmi place cel mai tare Misterul din Hanul Pungașilor, mi s-a părut o carte faină și am să o recitesc cât de curând, pentru că îmi place extrem de mult și parcă vreau să retrăiesc acțiunea încă o dată. Când vei face un canal de BookTube, s-ar putea, nu știu, nu sunt exact sigură, mă gândesc, poate am să fac, poate, nu știu, dar dacă am să fac, sigur am să vă anunț. Cu ce personaj fictiv ai vrea să petreci o zi din viață? Așa, nu știu, sunt foarte multe care îmi plac extrem de mult. Dar așa, ca să fiu, nu știu, cât de sinceră, mi-am putea să petrec o zi din viață cu Hazel, personajul principal din Sub aceea stea.
De la ce vârstă citești? Citesc de când sunt mic, habar n-am exact de când. Țin minte că citeam povești din alea gen Aladdin, nu știu, Cenușereasa, așa mai departe, de la vreo 3-4 ani, cam așa. Deci cam de pe atunci. Lumea ponerilor, de ce nu mai postez? Îmi pare rău că n-am postat de mult, dar școală. Cred că toți avem problema asta. Și încerc să postez cât de des pot, când am timp să postez. Sunt sigură că am să o și fac. Deci da, postez când am timp și dispoziția necesară. Sonia Dobre, care e cartea favorită? Am spus. Deci, dacă vi le mai zic încă o dată, asta e ultima oară când răspund. Deci, ca și serie de multe cărți, să zic așa, Harry Potter și Cronicile din Narnia, ca și trilogie Regina Roșie și ca și cărți care au un singur volum, îmi place Love and Gelato, Vacanța la Florența, Imaginar, nu mai țin minte autorii pentru că na, asta e, și Misterul din Hanul Pungașilor de Kate Milford. Păpuși frumoase. Ai avut măcar o dată o carte creepy? Nu știu, nu prea citesc cărți horror, dar am toată trilogia Miss Peregrine și îmi place destul de mult. Chiar acum am terminat de citit, adică în ziua când filmez eu, am terminat de citit primul volum din serie și mi-a plăcut extrem de mult, dar nu știu dacă se pune ca și creepy sau nu, deci așa, jumătate, nu știu, habar n-am. Roxy Omieno, ai citit vreodată Pinocchio? Am citit când eram mai micuță. Ai rupt vreodată o carte? Intenționat, sunt sigură că nu. Acum nu rup adică n-am rupt nicio carte. Poate am rupt când eram mică din greșeală sau ceva de genul ăsta, poate o pagină sau așa. Care a fost cartea ta preferată? Acum o perioadă destul de lungă a fost în tandem. Am un lapsus pentru autoare, dar... cred că o chema Jacqueline Wilson sau ceva de genul ăsta, nu mai țin minte, o am în bibliotecă. A fost cartea cu care am început să citesc serios și pot să zic că a fost cartea mea preferată până când am citit Imaginar, până atunci a fost cartea mea preferată. Rupa Nicoleta, ai citit Vântul din Lună, e cartea mea preferată. Nu am citit-o, sincer vă spun. Am vrut să o citesc la un moment dat, dar că am găsit foarte multe cărți pe care mi-am dorit mai mult să le citesc. Am auzit că este o carte foarte drăguță și merită citită, așa că am să o citesc, dar nu foarte curând, pentru că am destul de multe cărți de citit acum și vreau să citesc și altele pe lângă ele. Poate am să o citesc, poate vara asta. Mă rog. Păpuși Nom Noms, ai citit... Ai cărți Ever After High? Eu da. Nu am cărți Ever After High. Nu știu, îmi place să citesc cărți, nu știu. Cărțile de la Ever After High sau Monster High, nu știu, parcă nu prea mă atrag atât de tare, fără supărare, dar nu, nici nu am și nici nu știu dacă îmi voi cumpăra. Ok. Cutie Dolls, care a fost prima ta carte? Să mă gândesc puțin. Deci am avut, când eram micuță, colecția aceea de cărți de la Disney, deci cred că alea, dar așa ca și carte pe care am în ultimii 2 ani, să zic așa, nu știu exact, pentru că am citit prima oară în tandem, dar am citit-o de la o prietenă. Cred că prima mea carte pe care am avut-o a fost Însemnările unei puștoaice al 5-lea volum, pe care l-am primit de la o prietenă de a mea când am împlinit 8 ani sau 9, nu mai știu. Ce cărți îți plac? Îmi plac foarte multe cărți. Îmi plac am toate cărțile pe care le citesc, pentru că de obicei când îmi aleg o carte care să-mi placă și care să mă atragă. Câte cărți ai? Păi 30 sau 31. Care este cartea care nu ți-a plăcut? Trebuie să mă gândesc, pentru că de obicei cărțile îmi plac. Am luat o singură carte de la banul 2. Am luat o singură... Nu, stai, nu mai țin minte. Nu, o singură carte am luat de la bibliotecă și am dus-o înapoi. Aceea era o poveste criminală. Nu știu, parcă nu m-a atras cartea aia. Am avut impresia că am luat două de la bibliotecă și nu mi-au plăcut, dar nu, doar aceea. Dacă ați citit-o și v-a plăcut, îmi pare rău, dar, sincer, e părerea mea personală. Mie nu prea mi-a plăcut. Okay, Veronica Prune sau, mă rog... Ce îți place la cărți? Nu știu, îmi place
faptul că cărțile ne ajută să avem o imaginație bogată, un vocabular bogat și dacă avem o perioadă mai proastă în care, nu știu, nu ne simțim bine sau ceva, care poate nu ne place ce ni se întâmplă nouă, putem deschide o carte și putem să ne introducem în lumea ei, în lumea din cartea respectivă, putem, nu știu, eu când citesc am impresia că fac parte din povestea respectivă, că contribui și eu cu ceva, chiar dacă cu un lucru mic și, nu știu, mi se pare fascinant că putem să intrăm în alte lumi doar prin ajutorul unor pagini, unor foi pe care sunt scrise anumite lucruri și asta îmi place cel mai mult la cărți. Că mă ajută să trec peste anumite lucruri și când am o stare proastă, deschid o carte, citesc și mă simt mai bine. Asta e cel mai frumos lucru la o carte pentru mine. Alexandra Blejdea, ai citit Heidi, fetița munților, cum ți s-a părut? Am citit-o când era mai micuță, mi s-a părut drăguță, atunci ne-am mai citit-o, nu știu, de vreo 5-6 ani, nu cred că am mai citit-o, deci nu prea mai știu exact, dar cred că atunci mi-a plăcut foarte mult, era și, nu știu dacă era chiar cartea mea preferată, când aveam eu 6-7 ani, mă rog. Costi Ducu, care este cartea pe care nu o suporți? Nu am nicio carte pe care nu o suport, pentru că nu mă simt în măsură să nu suport o carte. Adică autorii au depus un efort scriind cartea respectivă, luându-și timp din viața lor, din zilele lor, ca să scrie cartea respectivă, deci nu pot să judec un autor. Faptul că mie nu-mi place cartea e altceva, adică, na, înțelegeți, nu toți avem aceleași gusturi, dar toate cărțile, pot să zic că respect toți autorii care le-au scris și respect munca lor. Așa că nu pot să zic că nu suport o carte. Melinia Anuri, îți place cartea, adică să citești, ador să citesc, credeți-mă. Ana, care carte vrei să ai? Nu știu, îmi doresc foarte, foarte mult, multe cărți, dar acum doresc să-mi iau toate volumele din Harry Potter, incluzând Harry Potter și Copilul Blestemat și toate volumele din Narnia, pentru că nu le am și pentru că țin la ele foarte mult și le vreau. Clubul Păpușilor, ai vreo carte foarte veche? Sincer, nu, dar bunica mea are foarte multe cărți vechi, deci, mă rog, se pune într-un fel. Câte cărți ai? 30 sau 31? Ana Catalina Nedelcu, câte pagini are cartea ta preferată? V-am spus că nu prea am o carte preferată, că am foarte multe și nu prea pot să-ți răspund la întrebarea asta, dar mă gândesc, cred că al doilea volum din Regina Roșie, Sabia de Sticlă, are 404 sau 406 pagini, deci cred că e ok și cartea asta, adică îmi place foarte mult, e printre preferatele mele. Despre ce era vorba în carte? Păi dacă ați citit Regina Roșie o să vă dați seama și chiar vreau să fac o recenzie după ce citesc Colivia Regelui, Doamne, al treilea volum din serie, am să fac o recenzie sau vreau să fac o recenzie la toată trilogia, deci am să vă povestesc atunci. Păpuși simpatice, care este cartea care nu este chiar preferata ta? Dacă, de exemplu, cartea care nu este preferata mea din bibliotecă, nu am. Îmi plac toate cărțile, asta e. Cum ai vrea să fie următoarea ta carte? Groasă, pentru că îmi plac cărțile groase, nu mă judecați. Îmi place să, nu știu cum să vă explic, e foarte greu să explic lucrurile astea, adică îmi place foarte mult să se descrie mai mult povestea, să continue povestea, nu-mi plac cărțile scurte. Ok, Miri Fluture, ai cărți pentru păpuși, făcute de mine, da. Și cărțile tale sunt de culoare mov sau maro? Pentru păpuși sunt de toate culorile, dar maro nu am. Am una mov, am câteva albastre, dar maro nu am. Ok. Deci, am să închei videoclipul pentru că văd că am destule întrebări la care trebuie să mai răspund și deja am 14 minute și 20 de secunde aproximativ, deci ne revedem în următoarea parte. Pa!